Salut! Mă numesc Alexandra și astăzi vom rezolva un exercițiu cu puteri. Cum rezolvăm astfel de exerciții? Deci, în primul rând, ne stăruim că atunci când avem puteri să aducem la cea mai mică bază. De exemplu, 4 este 2 la puterea 2. Deci avem 2 la puterea 2 și el este și la puterea a 7. Înmulțit cu 8 este 2 la puterea 3 și totul la puterea minus 3 supra. Deci aici observăm că se repetă 2 la puterea 3 și 2 la puterea 3. Ce aici putem sco scoatem în față 2 la puterea 3 -a pe lângă 3 plus 1. Este egal cu. Deci aici aplicăm proprietățile puterilor. A la puterea N, totul la puterea M, este egal cu A la puterea N înmulțit cu M. Deci 2 la puterea 14 înmulțit 2 la puterea minus 9. Supra 2 la puterea 3 mulțit cu 3 ori 1 este 4, iar pe 4 putem scrie ca 2 la puterea a doua este egal cu. La înmulțire puterile, dacă bazele sunt aceleași, se adună. Deci a la puterea n plus m. Și avem aici este egal cu 2 la puterea 14, 14 plus minus 9. Deci obținem 5, 2 la puterea 5. Iar aici puterile tot se, se adună, deci avem 2 plus 3 este 5. 2 la puterea 5. 2 la puterea 5 împărțit la 2 la puterea 5 este egal cu 1. Atât. Sper că ți-a fost de folos. Succes ție la examen!